Salut, eu sunt Gicu. Astăzi am decis să vă arăt ce mai fac canele pe care le-am plantat anul acesta la natură. Să vedem, poate vor înflori curând, dar așteptăm încă. Am observat că au început a crește destul de bine și le-am plantat pe unele lângă un părâiaș și au crescut atât de frumos, frunzele mai mari ca anul trecut. Și frumos update am să vă arăt acum. Hai să vedem ce fluturi a trecut pe lângă mine. Chiar acum vede, super aici, un bananier aici și încă din spatele bananierului hortensia înflorită, doar că deja trece floarea și asta e ce să faci. Ce frumos le-am plantat aici lângă un părâiaș. Sunt vreo 4 plante de cana, denumirea oficială Cana Indica. Așteptăm să înflorească și când va înflori, voi face un video special. Foarte tare! Uitați-vă ce frunze mari au crescut aici la natură, lângă părâiaș, au apă și cresc frumos. Și aici vedem, e o frunză nouă și poate după frunza aceasta va apărea tija cu flori, dar vom vedea. Aici cresc 2 alături, super! Și aici încă una. Și aici încă 5 cane, sunt mai mici, trebuie să le ud mai des, dacă nu sunt lângă părâiaș, așa este. Și nu am timp să îngrijesc, am foarte, foarte puțin timp vara aceasta, sunt ocupat. Dar cresc aici și poate vor înflori și ele, dar mai târziu. Dar vedem că aceasta e destul de mărișoară și ea și va crește frumos. Încă mai avem iulie, august, așa că va fi tot ok. Acum trebuie să merg pe aici și să vă arăt unde am mai plantat cane. Aici buruianul este înalt, dar e frumos. Căpușele de mine nu se agață, așa că să plecăm. Lângă un nuc, în acel video le-am plantat, dacă țineți minte, dar nu prea s-au dezvoltat, că aici nu există apă, e numai soare toată ziua și, cum am spus, am foarte puțin timp. Deci canele le place foarte multă apă, foarte multă. Deci uite cum s-au dezvoltat aici, nu prea. Vedeți, aici am pus un cerc de cane. Trebuie să mai îngrijesc, să mai zmulg aici buruian, dar nu am timp. Sper că v-a plăcut acest video, a fost scurt, dar asta e. Canele sunt frumoase, îmi pare foarte bine. Sper să înflorească, dacă da, atunci voi mai filma și asta e. Ce să faci? Trebuie să mai așteptăm un pic. Și e bine la natură aici, dar când să stau așa la natură? Vom vedea. Mai pe scurt, asta e. Abonați-vă la canal, distribuiți acest video și puneți like. Dacă doriți, abonați-vă la canalul meu despre fotografie. Se numește Fotografia lui Gicu. Căutați pe YouTube. Ne vedem data viitoare, o zi cât mai frumoasă!